Doamna Gorghiu, cum contraatacați ideea moțiunii? Moțiunea este un document politic, o emanație a unui număr de parlamentari care contestă activitatea unui guvern. Mă aștept la PSD să facă acest lucru, l-au anunțat, mă aștept însă ca USR să aibă înțelepciunea să nu semneze genul acesta de demers, sau oricum nu din interiorul guvernului, pentru care însemna să-și conteste proprii miniștri și propria activitate. Eu, în toate intervențiile mele, veți constata că fac un apel la tot ce înseamnă colegi de coaliție, exclud să văd o imagine pe care sunt convinsă că tot electoratul din România, mai ales la USR Plus, ar detesta-o, și anume să vedeți USR alături de PSD și AUR în acest demers al moțiunii de cenzură. USR Plus are obligația față de votul dat de cetățeni să fie parte acestei majorități de dreapta. Consider că ar putea fi privit ca o trădare să treacă alături de PSD, de electoratul domnilor lor. De aceea mizez pe înțelepciune, pe stabilitatea guvernării, care e crucială pentru a continua reformele. Și pentru PNL, vă spun că astăzi avem un BPN din care veți vedea acest mesaj, pentru că l-am auzit de la toți colegii mei, nu există pentru România nicio altă formulă de guvernare mai bună decât actuala coaliție PNL, USR Plus, UDMR cu premier Florin Câțu. Bun, ce variante vedeți? Toate supărările zilele viitoare. Bun, un minut, domnule Oprea, ce variante vedeți și cât mai așteptați până să depuneți moțiune? Moțiunea va fi depusă în momentul în care vom avea numărul de semnături, cel puțin egal cu numărul de voturi necesar ca moțiunea să treacă. Și vorbeați despre procuror mai devreme. Întrebarea mea este următoarea. Credeți că pe români, credeți că pe cei 1,6 milioane care sunt plătiți cu salariu minim pe economie sau milionul de pensionari plătiți cu care primesc 800 de lei pe lună, îi interesează cine va fi procuror? Nu, doar pe politicieni interesează. De aceea agenda celor de la guvernare este decuplată de problemele reale ale românilor, care vor să știe cum începe școala, când începe școala, dacă au semnat protocolul între Ministerul Sănătății și Ministerul Învățământului, dacă va fi vaccinarea obligatorie sau nu, dacă vor primi teste gratuite sau nu, dacă face cineva ceva pentru ei, astfel ca explozia prețurilor să nu îi mai lase fără mâncare și fără căldură la iarnă. Astea sunt problemele reale și acestea sunt toate motivele pentru care moțiunea trebuie să treacă. Pentru că pe cei care sunt pe cei de la guvernare de astăzi, nu îi interesează deloc de români. Vă mulțumesc tare mult, stimați invitați, în continuare, domnilor și domnilor, dezvăluiri explozive.